Bună ziua și bine ați venit la horoscopul săptămânal Playtech Știri. Pentru a fi la curent cu horoscopul nostru, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube Playtech Știri și să vă activați clopoțelul pentru a vă primi notificările. Dacă vă place ceea ce auziți, apăsați butonul de like și dacă doriți puteți să lăsați un comentariu. Sunt gazda dumneavoastră, Roxana Ivanciu, astrolog Playtech Știri și prezint previziunile astrale pentru săptămâna 21-27 octombrie. Dragii mei, săptămâna aceasta avem schimbare de domiciliu a Soarelui. El va intra în Scorpion, semn de apă, semn de pasiune, de neliniște, de profunzime, de seriozitate. Aceasta se va întâmpla pe 23 octombrie. În continuare, avem planetele Venus în Săgetător. El a intrat aici de săptămâna trecută. Venus, să știți că este foarte bine pe teritoriul Săgetătorului, ne inundă cu vibrație de plăcere, de bucurie, de optimism. Este planeta plăcerilor, planeta bucuriilor, care în acest semn de foc al Săgetătorului, ea vibrează în tonuri înalte, în tonuri de mult curaj și optimism. Planeta Marte se află în continuare pe teritoriul Racului. Planeta Mercur, intrată proaspăt în Scorpion, ne trimite o comunicare bazată pe intensitate, pe pasiune, pe seriozitate și profunzime. Și îl mai avem în continuare pe Pluton, care este în mers direct în Capricorn. El de curând a intrat în acest mers direct și ne ajută să ne închidem planurile care au fost lăsate în așteptare, ne ajută să creăm temelie, bază și să fim mult mai focusați pe ceea ce am lăsat, așa, într-o stare de stand-by. În această săptămână vă spuneam că începând cu 23 octombrie, Soarele va intra în Scorpion și cu această ocazie le spunem la mulți ani scorpionilor. De acum înainte, timp de o lună de zile, energia Scorpionului ne va scălda, va începe o lună de transformare, de schimbare, de renaștere. Faptul că planeta Venus este în Săgetător, o să avem pe de o parte bucurie, curaj, optimism, iar pe de altă parte intrarea Soarelui în Scorpion ne aduce seriozitate și profunzime. Așa că va fi o săptămână de amestec, de seriozitate, relaxare, optimism, bucurie și multă șansă. Tot în ziua de 23 octombrie, planeta Marte, care este planeta inițiativei, acțiunii, se întâlnește cu Luna pe teritoriul Racului. Acest aspect poartă denumirea de conjuncție și o să fie o zi în care melancolia, sensibilitatea va pune stăpânire pe noi, va înmuia inițiativa dată de planeta Marte și astfel ne vom simți un pic slăbiți, într-o stare de vulnerabilitate, așa că intrarea în zodia Scorpionului va fi cu multă emoție și cu multă sensibilitate. Dar haideți să vedem, pentru fiecare semn zodiacal în parte, ce aduce săptămâna 21 octombrie-27 octombrie. Nativii berbec și cei care au ascendentul în berbec. În săptămâna 21 octombrie-27 octombrie, în data de 23 octombrie, Soarele va intra în Scorpion, el se va alătura planetei Mercur, care este intrată în Scorpion de săptămâna trecută. Și acest aspect va avea loc pe casa 8-a, pe casa
vieții și a morții, așa îmi place mie să-i spun, unde învățăm să ne detașăm, unde învățăm să avem o relație cu sufletul nostru și cu cei apropiați nouă. Iar această intrare a soarelui în Scorpion, unde va întâlni planeta Mercur, vă va face să aveți o săptămână în care relațiile personale vor fi în vizor, vă va aduce o claritate, așa pot să spun, va fi claritate în relațiile personale. Aveți șansa de a vă rezolva neînțelegerile printr-o comunicare sinceră, pentru că așezarea planetei în Scorpion aici, pe acest teritoriu al relațiilor, vă ajută să rezolvați neînțelegerile pe care le aveți în relațiile dumneavoastră. Planeta Marte, care este guvernatorul zodiei dumneavoastră, se află în continuare în RAC. Este așezat tot pe casa a patra, deci în continuare relația cu membrii familiei și problemele pe care le aveți în acest domeniu al căminului vor fi de actualitate. Este o săptămână în care planeta Venus, care se află în continuare în Săgetător, va aduce foarte mult optimism, vă ajută, vă suflă în pânze. Aveți în carieră foarte multă energie care vă permite să vă finalizați proiectele importante. Iar în ziua de 23 octombrie, conjuncția care se formează între planeta Marte, care este guvernatorul zodiei dumneavoastră, și Luna pe teritoriul Racului, va aduce o zi în care sunteți mai vulnerabili, mai sensibili. Este o zi în care v-aș recomanda să aveți grijă la tot ceea ce vă supra-solicită și este important să vă acordați timp mai mult pentru odihnă și recuperare. Așa că, dragii mei berbeci, deși este o săptămână în care planeta Marte vă pune un pic la zid, vă face un pic mai sensibil, planeta Marte, care este guvernatorul zodiei dumneavoastră, este o săptămână totuși bună în care proiectele pe care le aveți în carieră le puteți finaliza. Singura mea recomandare este să aveți atenție la stresul acumulat. O pauză bine meritată vă va îmbunătăți starea generală și vă puteți duce la capăt tot ceea ce aveți ca priorități în această săptămână. Nativii Taur și cei care au ascendentul în Taur. Săptămâna 21 octombrie, 27 octombrie. Se focusează pe relațiile dumneavoastră personale. În această săptămână, ziua de 23 octombrie, soarele va intra în Scorpion, îl va întâlni pe Mercur, care este în Scorpion intrat de săptămâna trecută. Și vor apare tensiuni legate de dorința dumneavoastră de stabilitate și de modul în care relaționați cu partenerul de viață. Vă doriți schimbare, vă doriți transformare. Scorpionul, să știți că este o energie de apă care vă poate da multă sensibilitate, dar și empatie pentru a simți și a rezona cu ceea ce vă spune partenerul de viață. Cred că este o săptămână interesantă în această zonă a relațiilor, pentru că puteți să ascultați ceea ce vă spune partenerul, ceea ce-l doare, și această ascultare o să vă aducă un beneficiu de ambele părți. La locul de muncă este o săptămână bună care vă puteți concentra pe obiectivele dumneavoastră pe termen lung și vă puteți demonstra calitățile de lider, mai ales ținând cont de faptul că planeta Venus, care este guvernatoarea zodiei dumneavoastră, se află în Săgetător. Ea se simte aici plină de optimism, de curaj și vă dă foarte multă energie la locul de muncă și la toată această
dispoziția dumneavoastră de a vă arăta valoarea, de a vă arăta toate aturile și abilitățile pe care le aveți. Cu toate acestea, vă recomand să fiți atenți la stres și la problemele legate de sănătate, în special la rutina dumneavoastră de viață și de alimentație. Vă recomand să mențineți un echilibru între muncă și relaxare. În ziua de 23 octombrie, să știți că se formează o întâlnire. În astrologie se numește conjuncție între planeta Marte și Lună pe teritoriul Racului. La dumneavoastră va fi pe casa a treia, pe casa comunicării, a relaționării, a studiului, și această energie degajată de această conjuncție între aceste două planete vă face să fiți ușor sensibili, ușor vulnerabili la modul în care relaționați, la modul în care reacționați în relațiile dumneavoastră. Nativii Gemeni și cei care au ascendentul în Gemeni. Săptămâna 21 octombrie, 27 octombrie. Va aduce focus pe comunicare. Este o săptămână în care comunicarea joacă un rol crucial în această săptămână. Guvernatorul zodiei dumneavoastră, planeta Mercur, se află în Scorpion, iar în ziua de 23 octombrie îi se alătură Soarele, care va intra în Scorpion. Amândouă vă vor activa casa a șasea, casa muncii, casa în care dumneavoastră aveți relația cu colegii dumneavoastră, cu șeful. Și vedeți, este o săptămână în care este foarte importantă comunicarea și modul în care relaționați cu ei. În dragoste, discuțiile sunt deschise. Sunteți susținuți de planeta Venus, care este însăgetător și care vă dă foarte mult curaj și optimism, iar aceste discuții deschise vă vor aduce soluții neașteptate și beneficii pe termen lung. La locul de muncă, folosiți-vă de creativitate, pentru că în această săptămână ea este la cote maxime, iar proiectele de grup vor aduce rezultate excelente. De asemenea, vă recomand ca în această săptămână să luați pauze, să aveți activități relaxante pentru a vă menține echilibru între mental și partea fizică și să vă asigurați că vă gestionați timpul și energia pentru a vă menaja și a evita supra-solicitarea mentală. Nativii Rac și cei care au ascendentul în Rac. Săptămâna 21 octombrie, 27 octombrie va aduce, în ziua de 23 octombrie, intrarea Soarelui în Scorpion. Ea se alătură planetei Mercur, care este deja în Scorpion de săptămâna trecută. Această energie a Scorpionului, care este o energie de apă, o energie de empatie, de profunzime, de sensibilitate, se așterne exact pe teritoriul casei a cincea, care este o casă în care simțiți bucuria vieții, simțiți cum sunteți prezenți în viața dumneavoastră și cum vă afirmați în propria viață. De aceea să știți că aveți o săptămână în care emoțiile sunt foarte intense, iar relațiile dumneavoastră pot beneficia de mai multă empatie și de mai multă sinceritate din partea dumneavoastră. Vă recomand totuși să nu vă lăsați copleșiți de toată această stare pe care vă dă această energie a Scorpionului și vă recomand să mențineți echilibrul între a oferi și a primi. Vedeți că Scorpionul în general este pe totul sau nimic. El este acea zodie
care contorizează tot, adică are nevoie de face un bilanț. Ea vrea să ofere și oferă la maxim, dar vrea și să primească pe măsura lucrului pe care l-a oferit. În planul sănătății o să aveți nevoie de mai multă relaxare și atenție la cele mai mici semne de oboseală. În continuare și în această săptămână, să știți că planeta Marte, care este o planetă a acțiunii și a curajului, se află pe semnul dumneavoastră, deci ea este așezată pe casa întâi, dar în ziua de 23 octombrie ea face o conjuncție cu luna. Este o zi în care aveți mai multă sensibilitate, mai multă vulnerabilitate la tot ceea ce se întâmplă în relație cu corpul dumneavoastră fizic, în relațiile dumneavoastră, în modul în care sunteți prezenți în viața dumneavoastră. Așa că, dragii mei raci, vă recomand să aveți grijă la modul în care reacționați la sensibilitate și la acțiunile celor din jur, fiți blânzi cu dumneavoastră și luați această intrare a soarelui în Scorpion, care este tot element de apă, așa cum sunteți și dumneavoastră. Deci această intrare a soarelui în Scorpion trebuie ca să o folosiți în mod pozitiv, pentru că practic canalul acesta de apă care este între dumneavoastră ca zodie de apă și Scorpionul, care este tot zodie de apă, este un canal de energie care vă este favorabil și pot spune că din 23 octombrie, de când soarele intră în Scorpion, practic puteți să simțiți că sunteți mai profunzi, mai serioși, mai adaptabili în tot ceea ce înseamnă planurile dumneavoastră de viață. Nativii Leu și cei care au ascendentul în Leu. Săptămâna 21 octombrie, 27 octombrie. Este o săptămână în care sunteți într-un val de pasiune și într-o viață amoroasă dată de intrarea soarelui în Scorpion în ziua de 23 octombrie. Aici el îl va întâlni pe Mercur, care este intrat în Scorpion de săptămâna trecută, și toată această energie a Scorpionului vă face să fiți mult mai pasionali, mult mai dornici de iubire, mult mai dornici de a vă exprima sentimentele prin gesturi romantice. Aveți o mai mare dorință de a aduce o prospețime în relațiile dumneavoastră, așa că este o săptămână în care o să vă bucurați foarte mult de viață, de iubire și de relațiile pe care le aveți. Cei care sunt singuri pot să aibă inițiative, să-și întâlnească partenerul dorit. Dacă cumva aveți iubiri în secret, aveți curajul de a da telefon, de a iniția întâlniri și de a vă apropia. Sigur, în această săptămână veți fi susținuți și de soare care va intra în Scorpion, dar și de planeta Venus, care este în Săgetător și care vă dă curaj și optimism. În carieră este un moment ideal să vă arătați abilitățile de lider, dar vă recomand să aveți grijă să nu deveniți prea autoritar, pentru că așezarea planetei Venus în Săgetător vă suflă foarte puternic în pânze și aveți senzația că totul vi se oferă, sau mai bine zis că aveți dreptul la orice, la orice inițiați și la orice faceți, și s-ar putea ca de multe ori să nu fie chiar așa și puteți să fiți dezamăgiți. Deci, dragii mei lei, este o săptămână în care energia este la cote înalte. Veți simți că puteți să mutați munții din loc, de aceea vă recomand să aveți grijă totuși să evitați implicarea în activități fizice extreme cu foarte multă adrenalină
și să nu exagerați cu responsabilitățile. Nativii Fecioară și cei care au ascendentul în Fecioară. Săptămâna 21 octombrie-27 octombrie va aduce o săptămână în care guvernatorul zodiei dumneavoastră, planeta Mercur, se află în continuare în Scorpion. Ea este așezată pe casa a treia comunicării, a relaționării, a modului în care dumneavoastră vă implicați în proiecte de lucru, în modul în care relaționați cu partenerii dumneavoastră de job, întâlnirile pe care le aveți cu clienții. Trebuie să profitați de toată această energie a Scorpionului, pentru că începând cu 23 octombrie, aici va intra și Soarele. Soarele va intra în Scorpion. Și toată această energie a Scorpionului de profunzime, de sensibilitate, de adaptare, va fi mult mai bine simțită pe acest teritoriu al casei a treia, al comunicării, și astfel, în tot ceea ce reprezintă proiectele dumneavoastră, deci la locul de muncă, în organizarea și în atenția pe care o aveți în detaliile dumneavoastră, vă pot aduce un mare succes. Dar, pentru că este atât de multă energie a Scorpionului aici pe casa a treia, vă recomand să evitați să vă pierdeți în perfecționism și să vă neglijați totuși progresul general prin a face pași mici, pași mărunți în a vă rezolva și a vă finaliza proiectele dumneavoastră. În dragoste este un moment potrivit pentru discuții sincere și pentru sinceritate, iar dacă cumva aveți tensiuni în relațiile de cuplu, să știți că este o săptămână nemaipomenită în care puteți să vă clarificați toate aspectele importante între dumneavoastră și partener. În planul sănătății, stresul mental poate să apară și de aceea vă recomand să acordați atenție activităților care vă relaxează. Nativii Balanță și cei care au ascendentul în Balanță. Săptămâna 21 octombrie-27 octombrie va aduce foarte multă armonie în relațiile dumneavoastră. Sunteți susținuți de Venus, care este guvernatorul zodiei dumneavoastră. Ea se află în Săgetător, e plină de optimism, de curaj și aici, pe teritoriul relațiilor, al iubirii, vă este o foarte bun partener și energia care vă oferă, vă rog să o folosiți din plin în relațiile dumneavoastră. S-ar putea ca cei care sunt singuri în această săptămână să își întâlnească iubirea. Deci aveți mari șanse să întâlniți persoane cu care să vă împărtășiți valorile comune și chiar este o săptămână în care vă puteți îndrăgosti. În ziua de 23 octombrie, Soarele intră în Scorpion. Aici se întâlnește cu Mercur, care este în Scorpion de săptămâna trecută. Această întâlnire va avea loc pe casa a doua, pe casa banilor și a valorii personale. Așa că la muncă aveți mare succes, aș putea spune, în colaborări care decurg fără probleme și veți avea ocazia să vă implicați în proiecte importante. Sunteți apreciat și aveți capacitatea de a vă aduce echilibru în relațiile dumneavoastră cu colegii dumneavoastră, cu șeful sau cu clienții pe care îi aveți. În planul sănătății este esențial să vă acordați timp de odihnă și recuperare după perioadele solicitante. Nu vă ascund faptul că în ziua de 23 octombrie
Aș vrea ca să fiți un pic mai atenți la sănătate, pentru că este o conjuncție destul de grea între planeta Marte și Luna. Ea se află pe teritoriul racului și o să fie pe carieră, pe casa a 10-a. Și acolo veți fi mai vulnerabili, mai sensibili la modul în care, nu știu, poate nu sunteți apreciați la valoarea dumneavoastră sau poate că pur și simplu se închide un proiect la care ați muncit foarte mult și sunteți dezamăgiți. Așa că, dragile mele balanțe, e o săptămână în care mai bine vă focusați pe dragoste, pe armonie, pe relații și la locul muncii încercați să vă bucurați de merite și de apreciere la cotele care vă sunt date. Nativii Scorpion și cei care au ascendentul în Scorpion. Săptămâna 21 octombrie, 27 octombrie, va aduce în ziua de 23 octombrie soarele pe strada dumneavoastră. Sunteți vedetele acestei săptămâni. Soarele intră în Scorpion, la mulți ani, dragi Scorpioni. De acum înainte, timp de o lună de zile, energia Scorpionului va fi la maxim, o energie de profunzime, de detașare, de sinceritate, o energie de apă, de foarte multă empatie, de care vă veți bucura. Soarele care intră în zodia dumneavoastră îl va întâlni pe Mercur, care este aici de săptămâna trecută și vă face să fiți extrem de empatici și de sinceri în relațiile dumneavoastră. Nu vă ascund faptul că veți fi extrem de pasionali și în această săptămână veți dori cu ardoare să vă trăiți viața la cote înalte. În relații veți dori foarte multă profunzime emoțională și o conexiune autentică cu partenerul dumneavoastră de viață. În carieră, schimbările sunt neașteptate și vă vor testa adaptabilitatea, dar eu am mare încredere în forțele dumneavoastră și în această săptămână o să ieșiți învingători dacă vă păstrați calmul și flexibilitatea. Acesta este secretul pentru a străluci, pentru că această energie care vă dă soarele proaspăt intrat în zodia dumneavoastră nu are cum să nu vă energizeze și vă recomand să profitați din plin de această energie care începe să vă învăluie începând cu 23 octombrie. În planul sănătății, vă rog să încercați să vă reduceți stresul emoțional prin activități care vă aduc liniște, cum ar fi yoga, meditațiile, plimbările prin parc, tot ceea ce vă face plăcere. În ziua de 23 octombrie, tot pe teritoriul casei a 9-a, unde aveți proiectele de viață înalte, unde aveți studiile și unde aveți relația cu străinătatea, să știți că o să fie o întâlnire între planeta Marte și Lună, va fi un moment de vulnerabilitate, de sensibilitate, în care vă rog să nu hotărâți foarte multe lucruri pentru viitor. Este o zi în care mai bine vă relaxați și doar vă gândiți la proiectele dumneavoastră de viitor. Nativii Săgetător și cei care au ascendentul în Săgetător. Săptămâna 21 octombrie, 27 octombrie aduce focus pe reînnoire relații. În ziua de 23 octombrie, evenimentul principal este intrarea Soarelui în Scorpion. El aici îl va întâlni pe Mercur, care este intrat în Scorpion de săptămâna trecută. Energia puternică a Scorpionului va fi pe teritoriul casei a 12-a și vă va ajuta să aveți un dialog
intens, un dialog sincer cu sufletul dumneavoastră și cu durerea pe care o purtați. Este o săptămână în care puteți să puneți stop frământărilor interioare prin modul în care aveți curajul să priviți în față frica pe care o aveți legată de tot, de modul în care priviți viața, de atitudinea pe care o aveți și de modul în care vreți ca să luați taurul de coarne și să fiți autentici în viața dumneavoastră. În carieră, să știți că aveți o energie pozitivă și mult entuziasm care vă vor aduce oportunități. Singurul lucru care vă recomand este să fiți atenți la modul în care vă implicați în mai multe lucruri deodată. Vă recomand să vă focusați doar pe un singur proiect sau pe o singură idee pentru a fi convinși că acel lucru îl faceți foarte bine. De asemenea, în această săptămână, vă recomand să mențineți echilibru între activitatea profesională și cea personală, să mențineți echilibru între sănătatea dumneavoastră fizică și cea mentală. Nativii Capricorn și cei care au ascendentul în Capricorn. Săptămâna 21 octombrie, 27 octombrie. Va aduce o săptămână în care relațiile dumneavoastră personale se întăresc și capătă un alt nivel, o altă, ele se așează într-o altă sferă, pentru că în ziua de 23 octombrie, Soarele intră în Scorpion, se alătură planetei Mercur, care este în Scorpion de săptămâna trecută. Și în planul casei a 11-a, unde este grupul social, relația care o aveți cu grupul social și cu prietenii dumneavoastră, grupul social din care faceți parte sau eu știu grupul social din care vreți să faceți parte, această energie pură a Scorpionului, care este o energie mult mai profundă, mult mai serioasă, mult mai autentică, vă ajută să aveți relații personale mult mai autentice. O să vedeți că îi veți vedea pe oamenii care vă dezamăgesc. Veți repera foarte bine oamenii care sunt toxici în viața dumneavoastră, care mai mult vă pun piedici în loc să vă onoreze prezența. Așa că este o săptămână nemaipomenită în care veți putea să faceți curat în grupul dumneavoastră social și vă va ajuta această energie a Scorpionului. Bineînțeles că nu trebuie să uitați că pe teritoriul casei întâi, exact la dumneavoastră acasă, se află planeta Pluton, care acum este în mers direct, va mai fi alături până în noiembrie, deci mai aveți timp să vă transformați, să vă sculptați personalitatea și să vă adaptați la o nouă perspectivă de viață care vă este mult mai bună, mult mai prosperă. În carieră, să știți că responsabilitățile cresc, dar și recompensele financiare vor fi pe măsură. Este important să rămâneți organizați și să nu vă lăsați copleșiți de sarcini. Iar sănătatea este la cote bune dacă veți ști să evitați epuizarea și să vă acordați timp pentru refacere. Deci, dragii mei Capricorn, axați-vă pe relații, nu vă fie teamă să închideți telefonul și ușa oamenilor care vă dezamăgesc, porniți în viața dumneavoastră pe căi noi, pe căi prospere, pentru că Pluton asta așteaptă de la dumneavoastră, să fiți curajoși și puternici în viață. Nativii vărsători și cei care au ascendentul în vărsător.
săptămâna 21 octombrie-27 octombrie. Vă face să vă simțiți inspirați, să explorați noi moduri de a vă exprima dragostea și sentimentele. Relațiile spontane și comunicarea sunt deschise și vă aduc foarte multă bucurie. Acest lucru vi-l aduce așezarea planetei Venus, care este planeta plăcerilor, a iubirii. Ea este însăgetător și este plină de optimism, de curaj și vă ajută în relații să vă doriți această explorare și această bucurie de viață. La locul de muncă, proiectele creative vă permit să străluciți și colaborările dumneavoastră vor fi fructificate. Aveți ocazia să vă exprimați ideile originale și inovatoare. Toate aceste lucruri se vor întâmpla în această săptămână, pentru că în 23 octombrie, Soarele va intra în Scorpion, se va alătura planetei Mercur, care este aici în Scorpion de săptămâna trecută, iar această energie a Scorpionului vă va aduce foarte multă inspirație, profunzime, detașare și veți fi mult mai puternici în viața dumneavoastră și mai ales aici, la locul muncii, unde focusul va fi mult mai bun și veți fi mult mai autentici. În planul sănătății vă recomand să evitați supra-solicitarea mentală și să vă asigurați că vă oferiți momente de relaxare, momente în care aveți grijă de corpul dumneavoastră și vă bucurați prin hobby-uri, prin plimbări, prin ceea ce vă aduce o stare de bine. Planeta Marte va face o conjuncție interesantă cu Luna, tot în ziua de 23 octombrie. Această energie degajată prin această întâlnire dintre cele două planete vă vor face un pic mai vulnerabili pe teritoriul sănătății și al rutinei de viață, așa că vă rog în ziua de 23 octombrie să nu trageți deloc de dumneavoastră și să aveți momente de relaxare din plin. Nativii Pești și cei care au ascendentul în Pești. Săptămâna 21 octombrie, 27 octombrie. Va aduce o săptămână plină de sensibilitate, pentru că Soarele va intra în Scorpion în ziua de 23 octombrie. El se va alătura planetei Mercur, care se află aici în Scorpion. Iar această energie puternică a Scorpionului va aduce foarte multă emoție și vulnerabilitate, pentru că Scorpionul este semn de apă, așa cum sunteți și dumneavoastră, iar acest canal de apă, de empatie, de comunicare este foarte profund și deschis, iar această intrare a Soarelui aici pe teritoriul Scorpionului vă va energiza și vă va aduce mai multă intuiție și mai multă emoție în toate planurile vieții. Așa că, în această săptămână, în carieră, să știți că veți fi foarte creativ și veți fi apreciați pentru creativitatea dumneavoastră. Ideile vor fi inovatoare, vă pot aduce succes pe termen lung. Vă recomand să fiți atenți la detalii și să nu ezitați să vă expuneți punctul de vedere. Sănătatea este bună pentru că sunt convinsă că sunteți atenți la odihnă și la echilibru emoțional și dacă veți și evita expunerea la o mai multă epuizare, atunci săptămâna va fi bună din punct de vedere al sănătății. Planeta Venus, să știți că se află în continuare în Săgetător, este prosperă, este dornică, este curajoasă, este optimistă și vă impregnează și pe dumneavoastră cu foarte mult elan, așa că în această săptămână, dragii mei pești,
nu aveți decât să simțiți și să rezonați, pentru că canalul dumneavoastră de intuiție și de empatie este deschis la cote mari. Dragii mei, sunt astrolog Roxana Ivanciu. V-am prezentat previziunile astrale pentru săptămâna 21 octombrie, 27 octombrie. Pentru a fi la curent cu canalul nostru de YouTube, Playtech Știri, nu uitați să vă activați clopoțelul, să vă abonați, dacă vă place ceea ce auziți, să apăsați butonul de like. Până săptămâna viitoare, vă doresc spor în toate și nu uitați că totul va fi bine.